tranziția către modernism în România a fost făcută de mișcarea liberală. Unii oameni spuneau, vrem România înapoi. Votanții de acum să voteze pentru Partidul Liberal, pentru domnul Cioloș, fiindcă îl consider că în momentul de față este cel mai bun guvernant al României. E bine să vrem o Românie înainte. Acesta este Maramureșul nostru, reprezentat prin tradiție, credință și oameni buni. Seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Maramureșul Azi, ziua 2, dezbaterea 2, aș putea să spun. Astăzi, în studio, candidații pentru alegerile parlamentare la Senat și Camera Deputaților. Și am să încep cu doamnele, doamna Cornelia Negruț, candidatul pentru Camera Deputaților din partea ALDE. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Daniela Onița Ivașu, candidatul PNL pentru Camera, pentru Senat. Scuzați, bună seara! Bună seara, vă salut cu drag pe dumneavoastră și pe toți maramureșenii. Adrian Todoran, candidatul pentru Camera Deputaților din partea PMP. Bună seara! Bună seara dumneavoastră, bună seara dragi maramureșeni! Și Liviu Marian Pop, candidatul PSD pentru Senatul României. Bună seara! Bună seara! Astăzi ne-am propus să dezbatem printre teme și inițiativele legislative ale parlamentarilor viitoare și cele actuale din mandatul care tocmai trece. Asta pentru că avem în studio și doi parlamentari actuali, dar și probleme ale administrației publice locale și probleme economice. Și am să încep în primul rând prin a vă întreba pe dumneavoastră, fiindcă sunteți și parlamentari în funcție, care au fost inițiative legislative din ultimii 4 ani de zile pe care le-ați promovat și cu care puteți veni astăzi în fața maramureșenilor pentru a le prezenta, doamna Cornelia Negruț. În calitatea mea de deputat pe Colegiul SIET, așa cum a fost aleasa în urmă cu 4 ani, ați văzut, activitatea mea a fost una dintre cele mai bune ale în cadrul deputaților de Maramureș. O activitate bazată nu numai pe proiecte legislative, ci și pe întrebări, interpelări, comunicate, luări de cuvânt. Nu cred că maramureșenii mă vor vota pentru această activitate. Maramureșenii care mă vor vota pe listele Partidului ALDE, pe care îl reprezint în prezent, pentru că acum 4 ani eram în cadrul USL-ului din partea Partidului Conservator. S-a făcut această fuziune între Partidul Conservator și Partidul Liberal Reformator și a rezultat noua formațiune ALDE. Deci, maramureșenii mă vor vota efectiv pentru ceea ce am făcut pentru ei. Este adevărat că activitatea unui parlamentar este caracterizată Parlamentul fiind puterea legislativă din punct de vedere a unor proiecte legislative. Am avut proiecte legislative unde care au fost proiectele mele. Din 27 de proiecte, 10 au fost aprobate. Am avut proiecte în care am luat parte doar ca și coinițiator. Proiecte importante
care aș putea să le enumăr, dar ele vor fi prezentate și spun că va ajunge pe masa fiecărui maramureșan printr-o scrisoare pe care am adresat-o tuturor maramureșenilor, pentru că de data aceasta vom reprezenta județul Maramureș, deci nu vom mai fi aleși pentru un colegiu. Și zic că cea mai importantă, cel mai important proiect alături de proiectele privind bugetele anuale, pentru în calitatea de deputat, membru al Comisiei de Buget Finanțe, am luat parte și am avut și posibilitatea de a depune amendamente pentru județul pe care îl reprezentăm. În această perioadă de 3 ani, cât am guvernat alături de o perioadă de 2 ani alături și de PNL, 3 ani alături de PSD, nu ne-am dezis de nici unul dintre propunerile și proiectele pe care le-am avut în programul USL, cu care am venit în urmă cu 4 ani. Cel mai important proiect susținut și de mine și de colegii mei, fie ei din PSD, fie din PNL, a fost proiectul privind codul fiscal, un proiect care a avut rezultate foarte bune. Este adevărat că rezultatele nu le măsurăm din punct de vedere al guvernării guvernului Cioloș, pentru că ele vin întotdeauna când introduci un asemenea proiect de reducere a fiscalității, reducere care a început de pe vremea guvernului Ponta din 2015 și a mai menționat acest lucru, este de admirat, a fost de admirat guvernul Ponta în luna august 2015, când și-a asumat răspunderea pentru tot ce a însemnat reducere de TVA la produsele alimentare. Spun și-a asumat, pentru că la vremea respectivă, în perioada celor 3 ani, în Comisia de Buget, de fiecare dată, ca urmare a acordului încheiat cu Fondul Monetar, reprezentanții Fondului Monetar, reprezentanții Băncii Mondiale și a Băncilor Europene, veneau cam de 2-3 ori pe an în fața Comisiei pentru a ne atrage atenția să nu mărim salariile, să nu reducem fiscalitatea, cu toate că erau niște măsuri necesare. Încercam de fiecare dată, pe baza unor analize pe care le prezentam Fondului Monetar, că este necesar să se facă reducerea TVA-ului la alimente. Este necesar să introducem din nou codul fiscal începând cu 1 ianuarie 2017. Am susținut și o taxă pe valoare adăugată de 19%, însă, din păcate, președintele ne-a retrimis înapoi proiectul bugetului și am acceptat un 20%, dar până la prima rectificare. După cum ați văzut, prima rectificare s-a făcut, dar nu s-a aprobat reducerea TVA-ului de la 19% la 20%, așa cum nu s-au aprobat foarte multe proiecte cu care guvernul tehnocrat a venit în fața noastră, proiecte susținute și de mine și de colegii de la PSD, pe care noi, ALDE, e adevărat, nu am votat nici guvernul Cioloș și nu am votat nici proiectul de buget pe anul 2016. PSD-ul a venit la vremea respectivă, împreună cu PNL-ul, a votat acest guvern pentru că la vremea respectivă, în fața Parlamentului, premierul s-a angajat că va duce la îndeplinire toate proiectele și toate legile pe care noi le-am lăsat în faza, să zicem, de aprobare a Parlamentului, însă aceste proiecte n-au mai ajuns pe masa noastră. Au fost câteva proiecte, legea conversiei, a fost legea reducerii celor 102 taxe, a fost legea salarizării unitare, pe care de asemenea guvernul Cioloș nu a dorit să o aprobe, să-i dea drumul. Am venit cu modificare la ordonanța 20 pe care au scos-o dânsii și acest guvern care într-un an de zile, eu zic că a adus un atac la fiscalitatea din România, a emis 70 de ordonanțe de urgență într-o perioadă de un an. Ne-am trezit că nu este de acord cu măririle salariale la profesori și la oamenii din sistemul sanitar, în condiția în care ieri dimineața auzeam o știre că România
se află după Siria, următoarea țară din punct de vedere a numărului de migranți. 400 de români părăsesc țara și ne punem întrebarea, atunci când se vor ridica și vizele de Canada, cam care va fi numărul de români care vor părăsi această țară. Tocmai de aceea, proiectul pe care Alder are în vedere, cu ocazia acestor alegeri parlamentare, este un proiect economic, un proiect care se bazează pe investiții, ceea ce înseamnă forță de muncă. Un proiect care are în vedere și un pact care urmează a fi încheiat cu partidele, dacă vom ajunge la guvernare, cu partidele cu care vom asigura guvernarea. Un pact de investiții pe cele mai importante domenii din sistemul, în afară de sistemul economic, infrastructură, sistemul sanitar, educațional și chiar pe energie. Bun, vă mulțumesc, domnule Liviu Marian Pop, sunt convins că aveți și dumneavoastră foarte multe să ne expuneți, dar aș vrea să vă limitați probabil la cele mai importante inițiative legislative pe care ați avut, în special cele din plan personal. Cu rugămintea de a-mi da 30 de secunde, să-l rog încă o dată în cadrul emisiunii dumneavoastră pe președintele PNL Maramureș, pe domnul jurist Mircea Dolha, care a luat bacul la 30 de ani, să respecte legea electorală și să nu afișeze mai mult de 2 afișe pe panourile electorale și nici pe sediul de partid, pentru că este interzis în conformitate cu legea și chiar astăzi, înainte de emisiune, și la sediul PNL din Sighet și pe panoul din fața sediului PNL din Sighet, este încălcată legea. Nu cu dumneavoastră. La Dragul Mirește aveți 4, acum mi-au semnalat, sunt doamna, 4 eu vorbesc, afișe. N-am vorbit cu dumneavoastră, doamna avocat. La Dragul Mirește. N-am vorbit cu dumneavoastră, doamna avocat. Eu am spus că tot ce nu este în regulă în Sighet va fi depătat. Mi-a spus ieri. Și de ce n-ați făcut-o astăzi? Am trimis să fie depătate. Astăzi, păi, pe sediu. 4 afișe aveți dumneavoastră la Dragul Mirește. Ziți, 4. O să verific, dar până atunci dumneavoastră. Vreau să le verific, asta mi-a fost sediu de campanie la dumneavoastră, i-a afișat cu dumneavoastră. Unul e sediu de campanie și altul e afișat. La sediu de partid și afișat. Dar nu cred că asta e tema discuției. Păi nu, pentru că suntem trimis în Parlament, nu suntem pentru proiecte. Doamna avocat, suntem pentru respectarea legii, iar dacă un partid care își permite să spună... Cred că s-ar putea ca toate partidele să aibă câte un derapaj de genul acesta. Cred că nu, doar PNL în momentul de față, cred că nu, domnule. În condițiile în care am spus-o tot la dumneavoastră în platou, ieri, și discutăm de municipiul Sighetul Marmației, centrul Maramureșului istoric, ai sediul de partid la 20 de metri de afișaj și ai 6 afișe pe față. Nu sunt 6. 3 pe față, 3 pe verso. 6 3 pe față, 3 pe verso. Vi l-am arătat în poză. Mergem după emisiune împreună. Chemăm și sighetele. Iată-vă câte sunt poate aici, domnul Liviu Marian Pop. Lăsați la cameră. De acolo. 4 de la PSD. Nu. Despre ce vorbim? Nu. Da, haideți să ne întoarcem la subiectul la... emisiunii. Am înțeles ideea, a spus-o și ieri, până o să înțeleagă și cel pe care menționați probabil că poate o să vină la emisiune și o să vă dea și o replică. Nu replică, e chestiunea de a respecta sau nu respecta legea. Evident că am avut în cei 4 ani de zile foarte multe inițiative legislative, aproape 100. Din păcate... Toate sunt personale sau...? Nu, sunt și în personale și în grup de parlamentari, chiar cu parlamentari de la opoziție, dacă pot numi așa. Adică în momentul în care vii cu o inițiativă în Parlament, Senat sau Cameră, sunt propuneri la care îți pui semnătura în nume propriu sau sunt inițiative ale partidului din care faci parte sau a grupurilor parlamentare pe care le susții. Fapt pentru care am avut și inițiative în nume propriu care au trecut și le mulțumesc tuturor colegilor care au votat aceste inițiative, chiar dacă unele au fost amendate. Am avut și inițiative în numele grupului și pot să spun câteva foarte, foarte importante din punctul meu de vedere. Prima dintre ele, care chiar este aplicată în foarte multe orașe, este cea privind legea 186 din 2013, legea privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale. A fost o lege care a rezolvat o bună parte din tot ce a însemnat zona industrială a orașelor. Am avut pe zona legii dialogului social, legea 1 din 2016, legea educației naționale, legea 1 din 2014, codul muncii, legea 12 din 2015, legea riscului seismic, pe care n-am reușit să vorbim mult de ea, legea 282 din 2015, la care chiar am fost inițiator, în care obligam toate clădirile cu bulină roșie să se închidă în 30 de zile dacă nu au autorizație. Din păcate, la 3 zile după promulgarea legii s-a produs exact accidentul de la colectiv și n-am putut să o mediatizez așa mult, dar este o lege care a intrat în vigoare și care a rezolvat foarte mult în zona clădirilor cu risc seismic, obligativitatea patronului a proprietarului să-și autorizeze clădirea înainte de a o da închirie pentru diverse activități. Legea privind insolvența persoanelor fizice, o lege care protejează pe toate persoanele fizice de abuzurile pe care le fac unele bănci sau unele instituții bancare care acordă credite, legea 464. O lege privind ziua națională a
portului tradițional. A doua zi, ziua de Rusalii, pardon, este ziua portului ziua națională a portului tradițional, legea 102 din 2015, o lege privind veteranii de război și văduvele acestora, e legea 259, ziua funcționarului public 23 iunie, o lege pe care dumneavoastră mass media ați mediatizat-o foarte mult, legea privind bunurile confiscate, aceea lege care a creat multă vâlvă la nivel național atunci când ANAF-ul a cerut evacuarea unui post de televiziune. Adică această lege ce spune? Dacă este un bun confiscat la nivelul unei primării, în 30 de zile de la notificarea ANAF-ului, Consiliul Local, dacă dorește ca acea clădire să o preia pentru a face școală, spital sau altă instituție, poate să opteze pentru acest lucru. Dacă nu, se ia și se vinde acel bun așa cum prevede actuala lege. Legea privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, o instituție tripartită absolut necesară oricărui stat normal. Legea privind statutul personalului auxiliar din instanțe, judecătorii și procurori, tot ce înseamnă grefier și tot ce înseamnă personal auxiliar, pentru că nu au avut un statut și mă pot bucura printre inițiatorii acestei legi că nu au avut funcționarii și grefieri acest statut. Legea privind modificarea codului silvic, cu toată supărarea pentru cei care făceau braconaj, acea lege încă nu este respectată în totalitate, iar pe această cale fac apel direcțiilor silvice să respecte în totalitate această lege, legea 133 din 2015, și legea privind pensionarea celor care au lucrat în grupa 2 de muncă, pentru că era un vid legislativ, cei care aveau sub 6 ani de zile în grupa 2 de muncă, nu le era recunoscută nicio zi în grupa 2, și atunci toți cei care au între 2 și 6 ani de zile beneficiază de o reducere a grupei de muncă. Sunt legile pe care le-am dezbătut, mai am încă 32 de inițiative, dacă nu înșală memoria, care sunt lăsate viitorului Parlament, nu au fost dezbătute decât într-o cameră sau chiar deloc, nu are sens să intru pe ele, că sunt destul de multe și cu specific pe zona educației, sănătății, muncii, pentru că acolo zic eu că mă pricep ceva mai bine. Doamna Ivașcu, dumneavoastră sunteți pregătită pentru a avea inițiative legislative în viitorul Senat al României, dacă ajungeți acolo, și care ar fi acestea? Ca un om care provine dintr-un sistem și mă refer aici la o profesie liberală pe care o am, credeți-mă că eu, în special, m-aș axa pe cadrul legislativ, pe ceea ce înseamnă coerență legislativă, predictibilitate în ceea ce privește sistemul legislativ din România. Am auzit aici pe domnul Liviu Marian Pop discutând despre instanțe și despre statutul personalului din auxiliar din instanțe și cred că dacă dânsul sau cei care s-au aflat în Parlament în această perioadă, pentru că ne referim la acești ultimi 4 ani, ar fi avut niște discuții cu cei care lucrează în sistem și mă refer aici la magistrați și la avocați, probabil s-ar fi reușit mult mai mult și v-aș da 2 exemple concrete care le văd eu ca inițiative legislative bune pentru acest sistem. Și nu sunt de acord colegii mei că în acest moment în instanțele de judecată există un deficit nu numai în ceea ce privește posturile de magistrați, cât și în ceea ce privește logistica cu care instanțele se confruntă. Astfel, dacă s-ar fi avut o discuție cu cei din sistem, s-ar fi putut promova și ar fi putut avea loc o inițiativă legislativă în care instanțele de judecată să aibă la dispoziție un buget și vă spun și cum, nu încercând alocări bugetare cu care ne tot lăudăm, ba că alocăm un procent la sănătate, ba că tragem de acel procent și încercăm să-l urcăm către instanțe sau către alte domenii, ci vă spun cum, foarte simplu. În acest moment, taxele de timbru, și mă refer la procesele de natură civilă care se timbrează, se fac venit la bugetul local. În situația în care aceste taxe de timbru s-ar face venit la, nu la Ministerul Justiției, ci la instanțele de judecată, am putea rezolva o problemă care ține de buna funcționare din punct de vedere logistic al instanțelor. Pentru că dacă mergem numai la judecătoria Sighet, nu știu dacă parlamentarii cei doi sau, mă rog, parlamentarii de Maramureș au avut în gând vreodată să intre măcar până la judecătoria Sighet, să vadă cum se lucrează la judecătoria Sighet și într-adevăr există un proiect vis-a-vis de accesarea unor fonduri pentru judecătoria Sighet, proiect care este și în acest moment blocat și nu s-a reușit deblocarea lui.
Eu cred că nu numai la judecătorie, la SIGE și în multe instanțe din țară ar putea fi rezolvată măcar în parte o problemă a sistemului și mă refer aici la logistică, pentru că vă spun, de foarte multe ori nu există poate nici toner, nu există de multe ori nici topuri de hârtie suficientă și iată o modalitate simplă, care nu este foarte complicată, dar sigur că necesită un dialog pe care să-l poată avea un parlamentar cu diverse categorii profesionale, pentru că doar așa se pot cunoaște adevăratele probleme pe care le are sistemul. Și uite, de exemplu, pentru că tot vorbea de acest lucru, mi se pare o inițiativă legislativă care ar fi în favoarea bunei funcționări. Stați liniștită că această inițiativă n-am inventat-o eu, că mă pricep. Mă uitam tocmai cine am semnat. Am fost trei parlamentari. Domnul Florin Iordache, care e acum președintele Camerei, domnul Ciucă și subsemnatul. Am semnat trei parlamentari pentru că am avut dezbatere cu oamenii din sistem. N-am venit noi de acasă. Dar deci, din punctul acesta de vedere, pentru personalul didactic auxiliar, defect profesional de la învățământ, auxiliar din parchete și judecătorie, a reglementat această lege. Asta nu înseamnă că ceea ce spuneți dumneavoastră nu există la nivelul Ministerului Justiției. Vă pot spune că acolo au fost votate sume consistente pentru renovarea și construirea, amenajarea și dotarea instanțelor din România. Ministrul de Justiție răspunde de acest lucru. Eu vă pot spune că am fost ministru anul trecut, alături de Robert Cazaciuc, am fost la tribunalul din Ialomița, care era în investiție și în reabilitare. Dar judecătoria Sighet ați fost? Nu am fost, că nu am fost invitat și nu mă pot duce doar așa de a merge în judecătorie. Sunteți senator de Maramureș istoric. Avem zile în care se poate vizita instanța. Bănesc că știți acest lucru. Eu am 7 ani de acasă și mă duc neinvitat. Domnule Totorani, dumneavoastră sunteți pregătit pentru a intra în Parlament cu ce inițiative legislative? Sunt surprins. E suficient. Sunt surprins de certul celor de la USL. Acum un an jumate, 2 ani de zile, și PSD-ul și PNL-ul erau braț la braț, mai nu se pupau public. Sigur, vreau să subliniez același aspect care domnul Liviu Marian Pop l-a subliniat. PNL-ul așa înțelege respectarea legii. Conform articolul 79, alineatul 4, Sighetul Marmației, Ogna, Sugatac, Borșa și din PNL vor să sufoce populația punând 6-7 afișe. Pentru că aduc oameni de la București parașutați și trebuie să fie cunoscuți. Am văzut la Ogna, Sugatac 6 afișe ale dumneavoastră. Nu cu dumneavoastră, domnul Bârlea, doamna Anca Boagiu, doamna Chiregă și toți ați fost la grămadă ca să încercați să convingeți oamenii. Uitați faptul că PNL-ul a avut parlamentari de Maramureș cu realizări spre zero. Dar acum îi ascundeți prin spate sau după perdea. PNL-ul îmi pare rău că nu respectă legea din punctul meu de vedere de a bunului simț. Totul pornește de jos. Dacă de jos nu aveți respect pentru această lege electorală, nu mă mir că nu aveți respect față de promisiunile PNL-ului din 2012, care nu le-ați realizat. Ca și inițiativă legislativă, un punct principal este eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Este aici doamna Cornelia Negruț, care i s-a părut că trebuie să-și voteze pensie specială, pentru că cred că cu acest mandat a pornit din partea maramureșenilor, din partea sighetenilor, să-și voteze o pensie specială. A fost printre parlamentarii de Maramureș care au hotărât ca cei care reprezintă județul nostru să-și voteze această pensie nesimțită, care, din punctul meu de vedere, nu și-avea locul în 2012-2016. Pentru că țara nu este pe plus, pentru că țara nu ați condus-o în asemenea măsură încât să vă permiteți luxul să semnați sau să ridicați mâna pentru această lege. Dar asta ați crezut dumneavoastră că e mai important pentru sigheteni, pentru maramureșeni, să vă votați pensiile speciale. Sigur, pe lângă acest punct care clar trebuie eliminat, vom lucra și pe partea imunității parlamentare. Modificarea Constituției, articolul 72, alineatul 2, de imunitate a parlamentarilor. Nu vorbim de declarațiile politice, ci vorbim despre ridicarea imunității când sunt cerute de instanță. Nu mi se pare normal ca noi, oamenii simpli, cetățenii, să nu avem privilegiile
care le au ei, cei din Parlament. Nu cred că umblând prin Parlament cu o sticluță și să-i miruim, ar trebui să ne scape de cercetarea în fața legii. Și avem N cazuri în care au fost scăpați de colegii dânșilor de cercetare. Bun, în cazul acesta sunt două întrebări la care cred că ar trebui să răspundeți dumneavoastră ca și candidat la Camera Deputaților. Unu, dacă veți fi cercetat vreodată în vreun dosar de la DNA, vă veți da demisia din Parlament? Nu, până atunci vom scoate și nu va mai fi cazul. Trebuie să fie toți parlamentarii egali. Vorbim de parlamentari. Și a doua problemă, dacă reintră vreo lege, vreo modificare, vreo adăugare pentru pensii speciale, o veți vota? Sau? Nu, în primul rând vom propune un proiect prin care să eliminăm cele votate de doamna Negruț cu pensiile nesimțite. Nu cred că în Maramureș agricultorii, producătorii au o pensie așa de bună încât să vă permiteți luxul să le votați pensiile pentru parlamentari. Acestea sunt două proiecte importante, pensiile și imunitatea, și propunem reorganizarea școlilor profesionale și de meserii. Vrem să punem un accent mai puternic, pentru că trebuie să ne aducem, România a fost industrializată foarte, foarte bine înainte de 89 și în momentul de față, numai din punctul nostru de vedere, nu ne mai ridicăm la standardele europene. Fac o paranteză. În Germania, cei care termină învățământul gimnazial, aproape 70% se îndreaptă spre școli profesionale și de meserii. Uitați-vă unde este Germania și uitați-vă unde este astăzi România. Nimic greșit. Dar nu putem avea doar ingineri sau doar vânzători cu două diplome de facultate. Trebuie să avem, să punem accentul pe meserie, trebuie să punem accentul pe lucruri practice. De povești suntem sătui, pentru că de 26 de ani românii, maramureșenii, au văzut ce pot să facă actuala clasă politică. Și cred că trebuie să regândim sistemul politic, să punem accent pe cetățean, pe maramureșan și, în primul rând, pe cel care ne-a trimis în Parlament. Fiind înainte colegii, acum ne mai fim colegii. Stați puțin. O secundă, 20 de secunde, pauză și ne întoarcem. Okay. Da, în dezbatere electorală, domnule Todoran, aș vrea să vă mai întreb încă o dată. Mai aveam un punct. Bun, până când lămurim subiectul acesta, dacă dumneavoastră vreodată sub actuala legislație veți fi anchetat de către DNA, cercetat, vă veți da demisia sau veți aștepta votul colegilor din Parlament? Nici pe departe, pentru că sunt sigur că noul Parlament va fi de acord cu această propunere din partea Partidului Mișcarea Populară. Da, pentru asta trebuie să aveți și o majoritate largă, să constituiți o coaliție. O să propunem, poate. Sunt sigur că și colegii de la PSD și din PNL vor fi de acord cu eliminarea imunității. Nu cred că astăzi domnul Liviu Marian Pop, doamna Oniza, sigur, cu șanse mai mici, mai mari ca dumneavoastră, să ajungă de pe locul 2. Asta vorbim de lipsa respectului față de Maramureș și istorica PNL-ului. Dar domnul Liviu Marian Pop, sunt sigur că va vota acest proiect prin care se va elimina pensia specială, cât și imunitatea, și toți parlamentarii trebuie să fie egali în fața legii. Domnul Liviu Marian Pop, veți susține un proiect prin care se va vota acest proiect? Dar întâi ne-ați răspuns, dar în primul rând ați evitat întrebarea și n-ați răspuns ce s-ar întâmpla. Doamnă dragă, n-ați vorbit, că n-ajunge. Sunt sigur că domnul Liviu Marian Pop, nu fugiți de responsabilitate. Nu mi-a spus dumneavoastră întrebarea, nu cu dumneavoastră vin în emisiune, ci cu Sighetenii și cu domnul Paul. Suntem într-o dezbatere, domnule Todoran. Okay. Bun, am înțeles subiectul. Acesta ar fi... Dați și dumneavoastră replica privitor la pensiile acestea speciale care s-au votat în Parlament ca să se lămurească și telespectatorii. Și legat de imunitate. Lucrurile sunt foarte simple. Haideți să nu confundăm Constituția cu legile țării. S-ar putea să ne împiedică. Constituția spune clar cine are imunitate astăzi în România. Dacă vrem să schimbăm acest lucru, trebuie să modificăm Constituția. Am spus modificarea Constituției la articolul 72, aliniatul 2, domnul
Liviu Marian Popa. Stați puțin, că ajungem și la asta. Acest lucru v-am spus, să nu mai lungim. Da sau nu, pentru că ne plac poveștile și lucrurile directe nu prea le... Modificarea Constituției, nu numai pe acest articol, ci și pe celelalte, unul dintre ele foarte important este definirea familiei. Domnul Liviu Marian, v-am întrebat de un lucru. Pentru sigur, noi cei de la Partidul Social, să lăsăm să nu ducă ideea până la capăt, că dacă îl întrerupeți, nu o să poată să pentru noi cei de la Partidul Social Democrat, a fost cât să poată declara. A spus-o și domnul președinte Liviu Dragnea, vă spun și eu, optăm pentru eliminarea tuturor imunităților. Nu avem nevoie de imunitate, doar să fim clari pentru toți cetățenii. Imunitatea președintelui statului astăzi este egală cu imunitatea parlamentarilor conform Constituției. E un articol în Constituție care spune de aceeași imunitate să beneficiază și președintele statului. De sus până jos nu este nevoie de imunitate. Deci nici parlamentarii, nici președintele, pentru că astăzi în Constituție sunt la pachet cei doi. Nu putem să tratăm doar pentru unii imunitatea și pentru ceilalți nu. Vis-a-vis de pensiile speciale, că tot aud pe reprezentanții PMP-ului, și eu am fost ministru anul trecut când domnul Gabriel Oprea, fiind premier interimar, am ajurat salariile miniștrilor. Aveam 5.000 de lei salariu și m-am trezit dintr-o dată cu 12.000 de lei salariu. Salariul care este și astăzi la nivelul miniștrilor. Mi-am donat tot acest salariu timp de 3 luni de zile, de la 5.000 la 12.000, 7.000 de lei, pentru cazuri sociale pe care le-ați prezentat și dumneavoastră, inclusiv la casele de copii din Sighet, am donat niște frigidere, niște aragaze. Și aveau nevoie pe acolo. Nu l-am auzit pe președintele statului, singur fostul președinte Băsescu, care are pensie specială astăzi. Să spună, băi, eu ca președinte al partidului, renunț la această pensie specială. Este cu președintele Băsescu. Astăzi în Maramureș, singurul care beneficiază de pensie specială este fostul președinte al României, Traian Băsescu. Nu există niciun parlamentar care beneficiază de această pensie specială. Noi, și cu asta să-i dau și răspunsul, noi cei de la Partidul Social Democrat optăm în conformitate cu programul de guvernare. Dar nu lăsăm să răspundă. În conformitate cu programul de guvernare, avem nevoie de o salarizare corespunzătoare pentru fiecare cetățean, o creștere a salariului minim pe economie, a punctului de pensie în următorii 4 ani de zile. Astăzi punctul de pensie este la 871 de lei. De la 1 ianuarie, nu o să putem de la 1 ianuarie, pentru că cu siguranță bugetul se va vota doar prin martie, dar de la 1 martie îl propunem la 1000 de lei, după care gradual să crească cu 1000 de lei, în așa fel încât în 2020 punctul de pensie să ajungă la 1400 de lei, pentru că toți pensionarii din România au nevoie de o pensie decentă și să eliminăm toate pensiile speciale din România, nu numai pensiile parlamentarilor. Astăzi sunt 7 categorii care au pensii speciale, deoarece timp de 26 de ani am avut o legislație confusă. De aceea poziția Partidului Social Democrat astăzi este aceea: 1. Creșterea continuă a salariului minim pe economie. Am făcut-o alături de ALDE și o mică perioadă alături de PNL. L-am preluat salariul minim de la 700 de lei în 2012. L-am dus la 1250 de lei în 2016. Punctul de pensie a fost blocat de guvernul PDL. Nu a fost indexată pensia. De când a luat guvernul PSD, s-a indexat pensia. Ducem punctul de pensie la 1400 de lei, iar salariul minim pe economie la 1750 de lei. Nu mai avem nevoie, dacă mergem cu această creștere economică în buzunarul românului, de pensii speciale pentru nimeni în țara aceasta. Lucru pe care putem să realizăm dacă vom guverna și românii ne vor da votul în 11 decembrie. Sigur, mi-ați spus să expun punctele mele de vedere. Nu l-am întrebat pe domnul Liviu Marian Pop când amers pe chestiile populiste promise și în 2012, aș ruga totuși, dacă am punctul meu de vedere, spațiul nostru, să mă lăsați să-mi expun punctele. Vreau să vorbim aici despre sprijinirea producătorilor agricoli și în Maramureș, mai cu seamă, ar trebui create, din punctul nostru de vedere, un circuit scurt între producător și beneficiar. Sistemul care îl gândim e în felul următor. În Maramureș trebuie să existe 6-7 centre în care, un centru de tăiere, în care, oricum există o lege prin care supermarketurile și marile centre comerciale trebuie să ia până la 50% produse românești. Știți că în momentul de față nu cumpără și nu au spre vânzare pentru că nu au de unde? Trebuie să punem la dispoziția supermarketurilor, din punctul meu de vedere, centre agricole unde producătorii de zonă să aibă un centru de tăiere bine pus la punct din punct de vedere legal, din punct de vedere sanitar, iar din acele centre regionale să meargă înspre supermarketuri direct carne produse
mere, pere, tot ce avem noi în Maramureș și să meargă direct din acele centre. Pentru că în momentul de față, noi avem mere aduse din Ungaria. Din Ungaria. Pe programul cunoscut laptele și cornul sau cornul și laptele, o bună parte din merele, din merele puse la dispoziție elevilor sunt aduse din Ungaria. Nu mi se pare normal? Nu trebuie să dăm banii în afara țării, în afara graniței? Trebuie să rămână bani în România, bani în Maramureș. E foarte important acest lucru și mai cu seamă ar încuraja, dacă ar exista o piață de desfacere, să nu se mai țină 3-4 porci, să se țină 5-6 porci. Pentru că în momentul de față, mulți țărani nu cresc mai multe animale din punct de vedere al fricii unde o să facă desfacerea produselor. Bun, asta ar fi o inițiativă legislativă din partea noastră, înțeleg. O propunere discutată cu cei cu care am fost și am bătut la pas târgurile, piețele, se îngrijorau unde își valorifică munca. Că la urma urmei vorbim de muncă. Și cel care are parte de mere, de pere, partea de mai mult de chioar și și în partea de Maramureș și istoric, unde există mai mult pe bovine, mai mult pe partea de carne, să fim mai direcți. Ei, acest lucru ar ajuta producătorii, ar ajuta și ar încuraja țăranii să mai țină 2, 3, 4 animale în plus. Bun. Sigur, proiectele noastre sunt mai ample. Facem dar... o scurtă pauză okay. de publicitate și ne întoarcem. Sunt Ciprian Rogojan, născut, crescut în Baia Mare. Am absolvit liceul de artă și Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. În 2005 am reprezentat ca și băimărean România în concursul Eurovision de la Kiev. Politica de astăzi e bolnavă. Prin prezența masivă la vot o putem vindeca. Și dacă voi sunteți cu mine, putem încerca să schimbăm viitorul copiilor noștri. Acum, voi sunteți familia mea. Tranziția către modernism în România a fost făcută de mișcarea liberală. Unii oameni spuneau, vrem România înapoi. Votanții de acum să voteze pentru Partidul Liberal, pentru domnul Cioloș, fiindcă îl consider că în momentul de față este cel mai bun guvernant al României. E bine să vrem o Românie înainte. Acesta este Maramureșul nostru, reprezentat prin tradiție, credință și oameni buni. Viața întreagă am îndulat Tarabasa, dar votul l-am îndulat niciodată. Am educat multe generații de elevi și pe toți am învățat să fie cinstiți, responsabili și corecți. Acțiunile mele îmi decid viitorul. Sunt responsabilă pentru votul meu. Sesizează la 112 orice încălcare a legii electorale. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Someșan vă oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate și profesionalism. Tehnologia de înaltă performanță, pregătirea de specialitate și calitatea umană a personalului clinic și Someșan ne recomandă ca o instituție medicală de prim rang. Clinica Someșan, respect și profesionalism pentru pacienți. Ca
Cabinetul Opticlina oferă pentru toate categoriile de vârstă consultații gratuite efectuate de către un medic oftalmolog și optometrist. Promoțiile de sezon la Opticlina. La fiecare pereche de lentile progresive se oferă a doua pereche de lentile progresive gratuit. Și la fiecare pereche de lentile fotocromatice se oferă o pereche de lentile cu antireflex gratuit. Nu uita! Opticlina are grijă de ochii tăi. Ne găsești zilnic în Sighet, strada Mihalide Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752-883-586. Și nu uita, Opticlina are grijă de ochii tăi. E Black Friday la magazinele Royal. Vino la magazinele noastre din piața 1 decembrie 1918 și pe strada Basarabiei, vis-a-vis cu Banca Carpatica, să prinzi cele mai tare oferte. Reduceri de până la 50%. Mașina de spălat Heiner de 5 kg, 800 de rotații pe minut cu 5 ani garanție, la 649 de lei. Lada frigorifică Heiner de 205 litri, clasa energetică A+, cu 5 ani garanție, la 649 de lei. Cu un produs electrocasnic la schimb. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Royal, magazinul tău. De ce să alergi prin magazine când la noi găsești totul? Vino la Cariluca Nord, cel mai nou și modern showroom de pe piața locală. Te asigurăm de cele mai bune prețuri, gresie și faianță de interior de la 16 lei metrul pătrat, pentru exterior de la 19,90 lei metrul pătrat, dar și cu o varietate de parchet de diferite nuanțe și culori cu prețuri imbatabile de la 21 de lei metrul pătrat. Cele mai noi colecții cu cele mai bune prețuri. Te așteptăm în showroom-ul nostru, unde consultanții Cariluca Nord îți stau la dispoziție pentru ca tu să beneficiezi de cele mai utile produse necesare construcției tale. Vindem cu plata în rate și asigurăm transportul la domiciliu pentru produsele achiziționate la noi. Cariluca Nord. Pentru eleganță și rafinament. În Sighetul Armației, pe strada Dragoș Vodă, numărul 60. Ți-ai dorit mereu o schimbare? Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul să vezi lucrurile clar și fără ochelari. Clinica Oftalmologică Vitreum din Satu Mare îți oferă servicii de intervenție refractivă cu laserul Excimer Zeiss. Beneficiază de promoția noastră. Până la 1 decembrie, intervențiile cu laserul Excimer Zeiss costă doar 1700 de lei pentru un ochi. Ne găsiți în Satu Mare pe strada Adi Endre numărul 11, la telefon 0740-231-559, pe pagina de Facebook și pe vitreum.ro. În dezbatere electorală astăzi în emisiunea Maramureșul azi cu viitorii parlamentar de Maramureș, actual candidați. Doamna Cornelia Negruț, rămăsesem la subiectul cu pensiile speciale care s-au votat pentru parlamentare, o lege care urmează să fie în vigoare, am înțeles. Care ar fi răspunsul dumneavoastră? Da, mi-a plăcut atacurile domnului Tudoran. N-am votat eu singură, pentru că nu am eu majoritate în Parlamentul României să votez această lege. Eu spun doar atât, pentru că de regulă nu-mi plac astfel de discuții și de asta am și întrebat în pauză dacă este o emisiune de promovare a PMP-ului sau o emisiune de dezbatere, să avem și noi. Vă supără realitatea? Haideți să eu dezbatere. Eu spun doar atât. PMP-ul egal Băsescu, egal Fondul Monetar Internațional, dezastrul României, încălcarea drepturilor și libertăților cetățeanului în România. Și mai mult de atât nu trebuie să spun. Deci, indiferent de ce va spune Tudoran, Tudoran, scuzați-mă, o să vă dau mielul de Paște. Deci nu mă... nu mă deranjează, pentru că întotdeauna într-o campanie, și eu știu că am mai trecut acum 4 ani, erau alte partide sau reprezentanții la alte partide, astăzi vin din nou, atacă la fel ca acum 4 ani, deci nu, efectiv nu mă deranjează. Lumea știe foarte bine ce a însemnat partidul lui Băsescu, știe foarte bine ce a însemnat Băsescu. Doamne, se va vedea în continuare. Doamne, vorbim de Tereceanu, deci care a avut deficit economic, pe creștere economică. A fost premier.
Păi dacă deci eu nu v-am, eu nu v-am întrerupt. Da, bun, dar deci, îmi spuneți dar nu știu care... de ce ne întrerupeți dumneavoastră, păi, și pe mine, și pe domnul Marian, nu, și pe Dana. Deci haideți, doamna, fiecare păi, are... Sunteți, da. Sunteți deci dumneavoastră, din emisiunea asta, după ce se termină emisiunea, dar în dezastru de aia lumea o duce bine. Da, așa este. O duce România bine. Iar dumneavoastră care ați luat 23 de miliarde împrumut de la Fondul Monetar, care a stăiat pensiile, a stăiat salariile, a stăiat drepturile copiilor. Veniți acum cu tupeul ăsta. Nu, mie nu mi-e rușine. Să spuneți că românii o duc bine, doamnă. Eu știu ce am făcut. Doamnă, vă spune ce ați făcut? Da, știu. Haideți să încercăm să ajungem la un ton normal. Domnul Todoran, haideți să ajungem la un ton normal al discuției și al dezbaterii. Să o lăsăm pe doamna Negru să răspundă, pentru că și dânsa v-a lăsat pe dumneavoastră. Haideți că românii o duc bine, doamna Negru. Bun, haideți să nu vorbiți doar dumneavoastră. Doamnă, în România dumneavoastră o duc bine, doamnă. De când ați luat dumneavoastră 2 miliarde de euro și nu le puteți justifica. Ați fost, doamnă, de pe care s-a împărățit banca. Domnul Todoran, telespectatorii nu vor înțelege nimic din dezbaterea electorală. Dar dumneavoastră povestiți, din punctul meu de vedere, pe lângă, în subiect. Deci, domnul v-am Todoran, explicat frumos. Ați votat m-ați pensia atacat, asta. Spus ce nu, doamne, v-ați spus ce ați votat. Nu v-am atacat. Ba, da, de parte atacat. De mine este... Nu am putut vota eu singură, doamne, nici de ce nu v-ați opus, pensiile doamne? Speciale. Doamne, de ce exact nu v-ați opus? Nici colegi de-ai dumneavoastră nu s-au opus. Dați, domnule, exemplu. Doamne, de ce domnul nu v-ați Todoran, opus? Haideți să încheiem subiectul. Nu, spuneți-ne în fața sighetenilor. Eu știu cine a părăsit sala în ziua votului acestui proiect. O parte din peneliști, nici măcar tot PNL-ul n-a părăsit sala. Bun, doamnă, dar de ce n-ați părăsit eu asta sala, să ziceți, doamne? Pentru că domnilor, a fost nu... explicată această... Deci vi s-a părut normal? Pensia s-o aveți specială? Și românii exact o duc bine. Exact cum spunea și domnul Liviu Marian Pop, doamnă, că sunt alte categorii de beneficiari. Să lăsăm să răspundă, că așa dacă vorbiți dată nu se va înțelege nimic până la urmă. Deci se va reanaliza, se va vedea, ori tăiem la toate categoriile pensiile speciale, ori le tăiem la nenorociți ăștia de parlamentari. Bun, haideți să trecem mai departe. Salariul minim pe economie. Negruț, domnul moderator, dacă continuăm bun, așa emisiunea, nu ne mai putem înțelege. Dar timp cât România a fost pe creștere economică. Și deficit bugetar, doamnă. N-a fost niciun deficit bugetar. A fost creștere economică. În 2013 m-am plătit toate arieratele de pe guvernarea Băsescu. Doamnă, sunteți pe guvernarea de la Fondul Monetar. Dacă țara n-a avea nevoie. Haideți să luăm o scurtă pauză de promo. Țara în cap. Se poate. Teme controversate, declarații curajoase, toate în dezbaterile și emisiunile electorale de luni până vineri la TV Sighet. Campania electorală pentru alegerile parlamentare e mai importantă ca niciodată pentru viitorul României. Urmărește campania electorală pentru alegerile parlamentare la TV Sighet. De aici afli toate promisiunile și temele partidelor politice din campania electorală. Încercăm să facem o dezbatere electorală astăzi în cadrul emisiunii Maramureșul. Azi ne întoarcem la subiectul de pe economie. Salariul minim pe economie ar putea crește de la 1 ianuarie 2017 la 1450 de lei. Guvernul Cioloș a cerut să aibă loc discuții între reprezentanții sindicatelor, Ministerului Muncii și Ministerul Economiei. Și aș vrea să vă întreb dacă, în opinia dumneavoastră, este acest salariu minim pe economie propus pentru anul 2017 unul sustenabil în economie. Și, doamna Ivașcu, de ce spun unii că PNL-ul s-ar opune creșterilor salariale pe care, iată, PSD-ul le-a propus în Parlament? Înainte de toate, am o completare față de cele spuse până în prezent vis-a-vis de pensii și vreau să vă spun că în programul de guvernare al PNL-ului am auzit aici discuții legate de creșterea punctului de pensii. Vreau să vă spun că programul de guvernare a PNL-ului, și vreau să fie cunoscut și pe această cale, prevede eliminarea impozitării tuturor categoriilor de pensii. Cred că este o măsură importantă, elimina impozitul pe toate categoriile de pensii și acest lucru cu siguranță se va regăsi în buzunarele pensionarilor.
vis-a-vis de acest subiect? Cred aveam o completare. La noi. Foarte bine. Programul nostru, l-ați lecturat, e foarte bine. Eu vă rog să verificați... Ați luat de la noi, e bine. Nu știu dacă l-am luat de la dumneavoastră, eu vă spun că se regăsește în programul Cioloș, vă invit să intrați pe site-ul... Ai programul Cioloș, nu a dumneavoastră. Eu nu vă cred, doamnă, și vă spun de ce nu vă cred. Și programul PNL-ului... Nu vă crede nimeni. Pentru că PNL-ul dorește să formeze guvern nimeni. În jurul lui Dacian Cioloș. Pentru că dumneavoastră în plen ați votat împotriva acestui lucru. Dumneavoastră în plen la Senat ați votat împotriva reducerii CSE-ului cu 5 puncte procentuale. 3 la angajat, eu 2 la angajator. Dumneavoastră PNL-ul ați votat împotriva reducerii CSE-ului în Senat. Cum să-mi spuneți mie acum că vreți să faceți altă lege? Că reduceți CSE-ul? Eu nu vă cred. Poate vă crede altcineva. Deci eu vreau să vă spun, că ați atacat în setul de măsuri și ați atacat legea cu creșterea salariului la medici și la profesori și acum ne spuneți că le dublați salariile la medici. Nu, pentru că avem legea salarizării unitare și noi am insistat pe legea salarizării unitare. Unde o aveți? Deci ați avut-o la pachet lăsată de PSD. N-ați făcut-o nimic, i-ați dat ultimatum acum la Păslaru și dă din colț în colț să facă pe picior o lege. Deci. Ne chemați acum să votăm o lege cu 3 zile înainte de alegeri în Parlament, a salarizării unitare, dar ne contestați la Curtea Constituțională legea privind creșterea salariilor, spunând că s-a elaborat cu 6 luni de zile în alegeri, înainte de alegeri. Sunteți consecvenți în declarații? Eu zic că suntem consecvenți. Păi, de ce ne chemați acum? De ce ne chemați acum să discutăm de legea salarizării unitare? Cu 2 săptămâni pentru înainte că, de alegeri lege și care legea pentru majorare. Lăsați-mi echitatea. Și sunteți de acord cu mine. Nu putem să mărim doar doamna, la unele eu vă întreb categorii de când veți fi consecvenți? Când suntem veți fi consecvenți? Nu sunteți. Ați venit verificați... cu ordonanța din august de modificare a legii. Acum nu cred că e cazul să ajungem să vorbim doamna, dacă ne spuneți în această de Cioloș parte... și de program. Dumneavoastră nu aveți un program de guvernare. Avem un program ați de guvernare. Ați copiat guvernarea Cioloș. E bine că ați luat reducerea impozitului pe pensii, un lucru bun. Poate mergem și la agricultură și reducem, sunteți de acord cu noi, spunând că nu mai punem TVA la nimic în agricultură pe materie primă, 0% TVA-ul. Poate facem plata la timp a subvențiilor și le spuneți agricultorilor, spun... inclusiv celor din Maramureș, că plata subvențiilor ați întârziat-o nepermis de mult, voi cu guvernul Cioloș și agricultorii, în loc să ia această plata subvențiilor la 1, până în 1 martie, o iau în octombrie. Și poate le spuneți și lucrul acesta, că renunțăm la impozitul pe terenul agricol. Și atunci, într-adevăr, putem să guvernăm pe programul PSD cu mare drag. Eu vă spun în felul următor. V-am lăsat să terminați, pentru că altfel ajungem în aceeași discuție ca și domnul Todoran cu doamna Negruț. Eu vă rog să verificați punctul 14 din programul de guvernare propus de către PNL, găsit pe site-ul pnl.ro și veți vedea că noi avem această măsură a neimpozitării, eliminarea impozitării tuturor categoriilor de pensii. Suntem pe aceeași lungime de undă. Doar că noi avem negru pe alb în acest program. L-ați preluat de la noi, noi l-am pus în octombrie. L-ați preluat. E bine dacă l-ați preluat. Eu vă spun că el există. Dar de ce nu l-ați făcut anul acesta? Și până la urma urmei, domnul Liviu Marian Pop, este o măsură pe care noi am gândit-o, am inclus-o în acest program și cu ea venim în fața oamenilor. Vă mulțumesc, doamna Cornela Negruț. Ați luat-o de la noi. Aș vrea să discutăm și cu doamna Cornela Negruț în opinia dumneavoastră. Noi nici nu plagiem, nici nu copiem, domnul Liviu Marian Pop. Nici nu plagiem, acum faceți exact același lucru care se întâmpla înainte. Mai întrerupem toată emisiunea. Spuneam domnul Liviu Marian Pop, unde este această măsură și că noi o propunem, dânsul spune că ne-am copiat. Nu suntem nici plagiatori, nici copiatori, asta încercam să explic. Vă mulțumesc pentru intervenții. Doamna Cornela Negruț, 1450 de lei salariul minim pe economie din 2017. Este el sustenabil în opinia ALDE? Deci când vorbim despre măriri de salarii, de pensii, nu? În care este adevărat, este o povară pe umerii poporului, nu? Trebuie să vorbim mai întâi de investiții. Tocmai de aceea programul ALDE vine cu un program care se numește programul celor 100 de miliarde de euro, așa, un proiect investițional bazat pe 6% din PIB pe investiții. Și vă dau niște cifre atât mai scurte că fac parte din această comisie de buget. În 2015, când era guvernarea Ponta, creșterea economică a fost de 3,8% din PIB, cu o creștere de 4% pe investiții și 2% pe consum. În 2016, deci în prezent, ne confruntăm cu o creștere economică de 5,2% din PIB, dar 7% este consumul și investițiile sunt 2,6%. Ce înseamnă creșterea consumului? Înseamnă, de fapt, că susținem economia altor țări. Deci dacă nu vom face investiții, nu vom putea majora nici salariile, nu vom putea face nicio propunere pe această direcție. De aceea și programul nostru și programul PSD-ului vin exact să pună în valoare creșterile salariale, creșterile de pensii, dar numai pe seama programului investițional. Odată ajuns în Parlament, domnule Todoran, susțineți 1450 de lei salariul minim pe economie din 2017? Aș începe prin, din nou, a critica sau a trage atenția parlamentarilor actuali
A uitat că Maramureșul este la coada clasamentului din punctul ăsta de vedere. Asta e opinia dumneavoastră, nu știți ce spun ei sau ce gândesc ei la ora actuală. Este la coada clasamentului Maramureșul. Dar nu spuneți că actualii parlamentari, spuneți păi, că este, făcut. Este cu totul este, altceva. Este. Haideți să în ne temperăm în discurs. Maramureșul este la coada clasamentului. Sigur, astăzi putem povesti despre mărire, astăzi putem vorbi despre inițiative extraordinar de bune. Pomeni electorale, sigur. Sunt de acord aici cu doamna, cu colega mea, dar fără să știi, din punctul meu de vedere, un buget pentru anul viitor, fără să ai preconizat partea de investiții, partea... Ajungeți la programul nostru, vedeți. Doamna Negruț, dacă aș ajunge la... Spune că domnul Liviu Marian Pop că vi-l copiază, că atunci nu e bine. Nu, sigur, nu putem vorbi aici de o diferență foarte mare, pentru că am văzut și PSD și PNL, la început au avut același slogan, și vedem că și astăzi merg pe aceleași promisiuni de pomeni electorale ca și în 2012, când împreună au promis la fel de multe lucruri sau mai multe lucruri, 8 spitale regionale. Astăzi avem 0 spitale regionale promise de PSD, PNL. Nu s-au făcut acest lucru. Gândiți-vă în felul următor. Orice mărire și orice povară trebuie analizată. Vom susține, din punctul nostru de vedere, o regândire a părții salariale, cât și a pensiilor. Cred în acest lucru, dar, mai cu seamă, cred că trebuie avut în vedere capacitatea și puterea acestei țări de a duce aceste lucruri. Pentru că e ușor. Vine campania electorală, se promit lucruri, s-au promis și în 2012, s-au promis tunel pe Sucutuie, este aici domnul ministru. L-am dezbătut ieri, dacă la... vreau să dezbatem și asta. Care e aproape gata, mai are 2 roabe și iese, e gata tunelul, sigur. Și uitați-vă că nu s-au realizat. Cred că românii maramureșenii nu trebuie să li se mai livreze promisiuni electorale. Trebuie lucruri concrete, trebuie lucruri realizabile și nu povești. Acum vreau și eu puțin să-l completez pe colegul meu de platou. Nici să discutăm că trebuie lucruri concrete, realizabile și să veniți să ne spuneți, ne-ați povestit la un moment dat despre un program pe care îl gândiți pentru fermieri, pentru producători. Haideți să nu promitem electoratului ceea ce nu intră în competență și realizarea unui parlamentar. Dar parlamentarii de Maramureș trebuie să se bată... Deci dacă îmi dați voie puțin. Dar parlamentarii de Maramureș trebuie să se bată, din punctul meu de vedere, pentru... E corect, aici ce spuneți. Însă... A înființat ceea ce spuneați dumneavoastră vis-a-vis de cei care ascultați-mă un picuț. Mă lăsați de o minută să vă explic. Sunt anumite chestiuni care intră în posibilitatea de realizare din punct de vedere legislativ administrației publice locale. Care nu le-a făcut. Ceea ce spuneați dumneavoastră vis-a-vis de mici. Îmi dați voie puțin. Statul trebuie să creeze aceste... Statul trebuie să creeze un cadru. Statul trebuie să creeze un cadru și creează un cadru legislativ. Doamnă dragă, însă, pe acest cadru legislativ... Nu vă trimit maramureșenii doar deci să faceți legi. Puțin. Pe acest cadru legislativ există anumite inițiative care sunt strict la dispoziția administrației publice locale. Și nu se pot... bate cap în cap. Și am să vă explic de ce. Ceea ce spuneați dumneavoastră a fost un program care a fost gândit pe parte de Maramureș istoric și pe parte de Sighetul Marmației, a fost acea înființări, pentru că a existat în această zonă, a unui abator. Doamnă, acest 26 lucru, ani și nu s-a făcut. Din nou deci mă lăsați să vă explic. Ține de administrația publică locală. Nu ține nici de cum de un parlamentar. Ce ține trebuie de un parlamentar? Un parlamentar trebuie să facă în așa fel încât să se bată pentru județul lui. Nu ne batem acolo în Parlament, domnul Tudor. Să ne luptăm, domnul. Nu ne luptăm. Acolo încercăm să facem legi. Bătaia și lupta... Că legile care le-ați făcut, domnul Liviu Marea Popa. Legile care le-ați făcut... O lege proastă la adresa Maramureșului. Păi uitați-vă că în ziua de astăzi, din punctul meu de vedere, maramureșenii nu sunt mulțumiți. Nu cred să am făcut nicio lege proastă. Asta o spuneți dumneavoastră. Doamna Negruță, dumneavoastră vorbiți... Dacă merg în urmă cu câțiva ani, am să vă întreb cât de mulțumiți au fost maramureșenii pe vremea lui Băsescu. Doamna, să deschideți cu Băsescu și vă spun de Tăricianu. Am plătit toate arieratele. Știți, doamnă, că este trimis în judecată de DNA? Da, nu este trimis în judecată. Așa spuneți că Băsescu ar fi îngerul. Bun, doamnă, dar gândiți-vă, eu n-am vrut să ridic subiectul. Domnul Tudoran, Maramureș arată foarte rău. Doamnă Negruț, domnul Tăricianu, este momentul de față cercetat de DNA și trimis în judecată. Și o vor duce și în continuare. Trimis în judecată. Ați cerut
Și da. Șeful dumneavoastră de partid, cu cine venit? Doamna Neguț, ați venit, ați venit cu un om trimis în judecată de DNA și vi s-a cerut. A fost condamnat, a fost judecat. S-a dat o hotărâre judecătorească. Haideți să vedem ce s-a întâmplat lui Remeș, cum i-au fost încărcate toate drepturile, nu? Datorită sistemului creat de Băsescu. Sigur, păi haideți să dezbatem, dar probabil în altă dezbatere. Vreți să spuneți că au fost trimiși în închisoare pe nedrept. Este ora 20, din păcate emisiunea s-a încheiat. Eu vă mulțumesc pentru prezența astăzi în emisiune. Mai facem o dezbatere electorală și joi. Și pe impozitarea pensiilor, ca să fim clar cu impozitarea pensiilor, că nu să avem probleme, că noi de la PSD vrem cele sub 2000 de lei să le punem la zero, ci de la PNL le vreau toate și pensiile speciale să mai plătească impozit nimeni. Da, și deci asta își doresc. Noi vrem impozitarea tuturor categoriilor bine, noi de le spunem tuturor românilor că pensiile până la 2000 de lei, că nu știu de unde aduc banii, că nu ne-am spus unde aduc banii. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în emisiune. Din păcate a fost o... Domnilor de la PSD și PNL. Domnul Tudorel, n-a lăsat Băsescu 10 ani. Băsescu 10 ani. Mă lăsați să fac încheierea, domnilor. Domnul Liviu Marian Băsescu cu PDL-ul din care ați făcut parte. Dar PDL-ul ce a făcut în țara asta? Că știți că a fost cu el acolo. Ne-a sugrumat cu PDL-ul dumneavoastră. Lăsați sub orice formă această țară. Domnul Tudorel. PDL-ul care ne-a umilit. PDL-ul lui Băsescu din care ați făcut parte. Ne-a umilit pentru prezența astăzi în emisiune. Domnul Tudorel și dumneavoastră vă mulțumesc. Domnul Tudorel. Să-i tăiați microfonul domnului Tudorel ca să mă asculte și pe mine. Ia stai microfonul domnului Tudorel, mulțumesc. Bun. Domnul Tudorel, o să iau dreptul acesta de a nu vă mai invita în dezbatere electorale dacă nu reușiți să vă calmați și să aveți un ton suficient de coborât pentru a putea discuta cu toată lumea, să-mi dați voie și mie să fac încheierea și să moderez emisiunea. Altfel, vă las pe dumneavoastră cu cei care mai acceptă să vină în emisiuni cu dumneavoastră, mă ascultați. Deci dacă mai acceptă și alții să vină în emisiuni cu dumneavoastră, cred că știu la ce se expun de acum înainte. Nu e nicio problemă. Mulțumesc pentru prezența astăzi în emisiune tuturor. N-am să închei înainte de a vă da dreptul doamna Cornelia Negruț. Sigur, ați avut un atac într-o dezbatere electorală de săptămâna trecută la adresa dumneavoastră din partea candidatului PRU, domnul Vasile Vlașin, în care ați fost acuzată că ați fi semnat un act de colaborare cu fosta securitate și aș vrea să vă dați replica noastră astăzi. Da, mă bucur că mă întrebați. Din 2008, de când am fost și consilier local și am depus această declarație că nu am făcut poliție politică, această declarație pe propria răspundere și cu urmări penale, pentru că se știe ce declar, are la bază un document primit de la acest consiliu care spune că nu am făcut poliție politică. Și dacă tot vă interesa acel număr de cod, așa ca și o glumă am să spun că și Moș Crăciun pe vremea lui Ceaușescu avea un nume de cod. Bun, Moș Gerilă, nu? Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, aceasta a fost dezbaterea electorală de astăzi. Ceva mai zgomotoasă, să sperăm că va continua pe proiecte și pe lucruri palpabile până la urmă. Mulțumesc, o seară frumoasă în continuare, la revedere!